Se vede că nea Valerică Zgonea este proaspăt căsătorit, da. Iubește femeile în ultima vreme de zici că vine 8 martie. Dar nu orice femeie, așa aiurea, nu? El iubește femeile social-democrate. Le vede peste tot, acasă, la senat, la primărie. Eu mi-aș dori foarte mult, dacă mă întrebați pe mine ca președinte al Camerei Deputaților, ca în 2016 să avem la conducerea capitalei o femeie social-democrată. Cum spuneam, nu orice femeie, da? Ce suntem aici, barbari? Trebuie să fie o social-democrată. Pentru că o femeie social-democrată nu este ca restul femeilor. Avem în societate 51% femei. Dar când este vorba de demnități și funcții de demnitate publică, avem prea puține femei implicate. O femeie aduce credibilitate mai multă, aduce calm mai mult, aduce luciditate mai multă într-o funcție, așa cum aduce și în familie. Este un echilibru. Vedeți? Asta n-au avut Oprescu, Băsescu, Lis, Ciorbea. Calmul și capacitatea de a aduce echilibru în familie. Dar ce te faci? Ci că vor să candideze și Gorghiu și Udrea. E ok dacă ești primărițe, domnul Zgonea, sau nu sunt suficient de femei? Ce te ocupi de mine? Din orgoliu bărbătesc. Trebuie să ocrotești și o femeie. Ce ești dumneata, cruciat? Eu nu sunt nici văduvă și nici orfan. Ești femeie. E, important până la urmă e să tratezi femeile cu respect. Nu-i așa, nea Valerică? Pentru că altfel se apucă ele să te trateze pe matale ca presa și rămâi doar cu al matale, coleg Mihai Viteazu. Vă descurcați voi. Mă înțelegi cu nevastă mea. Am zile bune și am zile în care nu vorbim. Da. Știți cum e? Cum este și în viață. Femeia te ridică? Da, te ridică.